Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. De o lună s-a dat o ordonanță care a dat peste cap învățământul la școlile cu predare în limbile minorităților. Ast sunt aici și ca părinte, deci în această dublă calitate o să dau citire protestului părinților maghiari. În calitate de părinți a elevilor care aparțin minorităților naționale, în data de 28 august 2018, am aflat uimiți că s-a adoptat ordonanța de urgență a Guvernului României nou pe 2018, prin care la punctul 17 se stipulează că la clasele de primare cu predare în limbile minorităților naționale, orele de limba și literatura română vor fi predate de profesori de specialitate cu studii superioare. Ordonanța a fost publicată în monitoriu oficial, fără a consulta părțile interesate, fără a avea o motivație anume. Suntem de acord că limba oficială a statului trebuie însușită. Tocmai din acest motiv ne-am bucurat acum șase ani când s-a demarat reforma predării acesteia, permițând învățarea limbii române ca limbă nematernă. Perioada de implementare propusă a reformei era de 12 ani, cu începere din clasele primare. Încă de la momentul respectiv am considerat prea lungă perioada de 12 ani, căci în viziunea noastră ea putea fi implementată mult mai rapid. În prezent această reformă se află la al șaselea an, generațiile care o aplică se dezvoltă minunat. Învățătorii participă regulat la pregătiri profesionale pentru a însuși noile metode pedagogice, pentru a asigura o predare de calitate superioară a limbii române. Ca părinți, suntem nemulțumiți de noile metode, de noua curiculă, pentru că observăm o comunicare mai ușoară, mai relaxată în limba română la copiii noștri. Obiectivul nostru este să fim capabili să utilizăm limba română la toate nivelurile. Vrem să fie mai ușor pentru copiii noștri, vrem ca ei să poată afirma profesional în România eșecurile de la examenele de bacalaurat din anii anteriori au arătat exact faptul că reformele de acum șase ani ar trebui accelerate și implementate, inclusiv la clasele 7-12. Prin această ordonanță se distruge singura oportunitate care funcționează și produce rezultate fantastice. Doamnelor și domnilor, problema nu este cu învățătorii, ci cu sistemul, dacă ați fi respectat reglementările legale și ați fi consultat părțile afectate de decizia dumneavoastră, am fi avut posibilitatea să vă spunem unde avem nevoie de ajutor. Dar nu. Dumneavoastră ați luat o decizie prin care privați elevii care învață în clasele cu predare în limbile minorităților să învețe cu adevărat limba oficială a țării. Stimate, domnule ministru vă rog Valentin Popa termen imediat. În conformitate cu Constituția României, în numele copiilor noștri, vă cerem să suspendați de îndată aplicarea acestui punct 17 din ordonanță, să vă așezați la masa negocierilor cu reprezentanții părinților implicate și să analizați pașii de urmat. Vrem să învățăm românește, dacă și dumneavoastră vreți acest lucru, ajutați-ne să o facem. Cu stimă în numele Asociației Părinților Maghiari, Birojolt.